ce ai pierdut, Laura? Ce ai pierdut? Mai jumătate cel puțin de pachet de la de Felicu și încă cu tot. Uite, te știu cum fie, dar bine. Mamă, în primul rând că știu că de la mai aici. Dar ce a zis? I-a dispărut jumătate de pachet de felii de cașcaval. Auzi, și acum fac gură că nu e și mâine apare și pic eu nebună, știi? Aici oricum, care cum apuc. Ha! L-ai găsit? Doamne, ferește, mai are trei felii în el. Am găsit cu trei felii. Trebuie să ți-l aduc să-l fie aici la pat. Da. Bine că mai sunt trei. Nu zic vorba bine. Bine, sâmbătă și duminică, câte una pe zi și gata. Da, mă, nu cam. Doamne, ferește, așa ceva. Poți să o iei cum vrei. Pe asta, știi, poți să iei că a fost făcut intenționat ca să cred că tu. Sau a fost pur și simplu să ascundă, știi, și na. Putea oriunde să ascundă. Da. Știi? Ne, pe principiu, s-ar putea să fie și oricine și să pună acolo, știi. Cum o dai? Și era jumătate, ce? Nu, dar înțeleg cum e, ok. Un, două, trei, dacă tot e. Că l-a vreo cinci, așa. Laura, nu cred că ar face, nu. Nu, mă. În niciun caz să nu crezi că... Mă, stai liniștită, că nu, nicio secundă nu am crezut, crede-mă. Oricum, oricine a fost, nu și-a calculat-o bine, că eu am fost cu tine tot timpul și am mâncat amândouă, știi? Adică asta e ca și când ceva gen nu cam perete. Da, cam așa ceva, da. Probabil nu s-a gândit. Da. Știi? La asta. Uite, așa ne deșteptăm, ne flori, ne dăm și noi seama cum sunt oamenii, știi? Mireasă pentru fiul meu. Pe scurt, Laura și Florina împreună la buget sau cum? Nu, nu. Se pare. Și cașcavalul al cui era? Al meu. Deci, Iunina știu că îl lipsește. Oana a vrut o felie și a venit să spună că nu îl găsește. L-am tot căutat și l-am găsit, pus sub niște produse de ale Florinei, dar cu siguranță nu le-a luat ea, pentru că s-a văzut pe Antena Play, am fost tot timpul împreună și am mâncat amândouă chiar dacă nu eram. Deci vrei să spui că cineva a pus cașcavalul în produsele Florinei ca să pară că Florina ți le-a luat? Dar nu ești pasența. Cam așa. Cine ar fi putut să facă asta? Nu știu, pentru că zici, Laura... Nu cred nicio secundă. Cine a fost nu a calculat bine, pentru că eu am fost cu tine tot timpul și am mâncat amândouă. Uite așa ne deșteptăm noi, Flori, și ne dăm seama cum sunt oamenii. Da. Și acum eu te întreb, sunt convinsă că ți-ai dat seama cam despre cine ar putea fi vorba? Păi este un frigider pentru toată lumea, n-am de unde să... Dar cineva ar fi vrut să o implice pe Florina? Nu. Pur și simplu, atunci... l-a luat și l-a pus acolo. Sau... Păi tu ai spus Laura, mai devreme. Mai bine, păi tu ai spus... Cine a fost n-a calculat bine, pentru că eu am fost cu tine tot timpul și am mâncat amândouă. Deci da, dar nu știam cine a fost. Oricine ar fi fost. Da, ar fi vrut să o pună pe Flori să pară că l-a luat de la tine. Laura, căuta motiv. Da, da. Nu știa, ca să zicem Laura, așa. Ideea este că nu știm cine, dar știu sigur că nu a fost ea. Deci nu Flori. Nu. Cine putea fi? Dar nu, oricum să știți că m-am cam obișnuit. Astea sunt lucruri obișnuite aici.